Astăzi, Mai este unicul pilon al statului de drept care a ieșit în totalitate din captivitate. Declarația îi aparține vicepremierului și ministrului afacerilor interne, Andrei Năstase, recent întors din Statele Unite și candidat al blocului acum în alegerile pentru municipiul Chișinău, care a prezentat astăzi bilanțul la 100 de zile de la investirea în funcție. Năstase spune că chiar din primele zile a găsit haos la Mai, menționând despre mai multe scheme care se desfășurau pentru și cu acceptul funcționarilor de acolo, sub umbra fostei guvernări. Am inițiat imediat examinarea și remiterea în adresa Procuraturii Generale a materialelor cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice și chiar ambientală a unor cetățeni nevinovați, precum și cu privire la protejarea de către elemente din interiorul Mai a unor scheme de contrabandă cu chihlimbar, tutun, alcool și anabolizante, tutelate de exponenți ai fostei puteri, ai Partidului Democrat. Andrei Năstase spune că vrea o nouă abordare de la polițiștii de patrulare, mai ales atunci când au de gând să oprească vreo mașină. Am cerut Inspectoratului Național de Patrulare să aibă o altă abordare în raport cu conducătorii auto, axată mai mult pe prevenție. În acest sens, am semnat și un ordin care stabilește foarte clar obligațiile polițiștilor atunci când opresc un autovehicul, precum și eliminarea așa ziselor mașini capcană, instalate adesea ilegal. Potrivit ministrului de interne, datorită reformelor implementate până acum, după cum spune chiar Andrei Năstase, circa 5 milioane de euro ar putea să ajungă din partea UE pentru desfășurarea reformei poliției, precum și alte 10 milioane de euro din partea României și 1,7 miliarde de dolari din partea SUA, destinate diferitor proiecte din interiorul Mai.